Bine v-am regăsit, oameni buni, la o nouă emisiune Perfectul Simplu în ultima zi a lunii august. Mai este puțin și începe noul an școlar. Este nevoie de adeverință medicală la începutul anului școlar? Ce analize trebuie efectuate pentru intrarea copiilor în colectivitate? În fiecare an, aceleași dileme din partea părinților, cozi interminabile la medicii de familie, oferte de tot felul din partea laboratoarelor medicale private. Așa cum spuneam, mai sunt câteva zile până la începerea unui nou an școlar, cu adevărat nou din multe puncte de vedere și vechi în același timp. În această seară l-am invitat pe medicul de familie Dorian Costescu la emisiunea Perfectul Simplu pentru a ne lămuri în aceste privințe și în multe altele, pentru că vom discuta nu numai despre documentele medicale necesare la intrarea în colectivitate, ci și despre bolile clasice ale copilăriei și necesitatea vaccinării și nu vom neglija nici afecțiune provocate de hrana necorespunzătoare și sedentarism. Bună seara, domnule doctor Dorian Costescu! Bună seara! Vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați făcut timp să veniți în această seară. Suntem în direct la Perfectul Simplu, la Olt TV. Am avut o discuție foarte scurtă, dar foarte intensă, înainte de emisiune și trebuie să vă spun, oameni buni, ca să realizezi o emisiune, ca să faci o știre, o știre foarte scurtă, ca să, și o emisiune de o oră cu tot cu publicitate, trebuie să documentezi. Chiar dacă această documentare înseamnă doar 3 puncte, 4 fraze, trebuie să te documentezi și unde poți găsi informațiile? Din surse sigure. Pentru subiectul emisiunii în această seară, bineînțeles, am contactat Inspectoratul Școlar Județean, am contactat Direcția de Sănătate Publică și în final a trebuit să mă îndrept și către instituția prefectului județului Olt. Cu 4 zile înainte de începerea școlii, niciuna dintre aceste instituții cu responsabilități, nu în armele nucleare, nu în eu știu ce al domeniului fizică cuantică, nu au fost în stare să comunice, să-mi spună câteva lucruri simple pe care ar trebui să le viseze acești responsabili. Pentru că este vorba despre zeci de mii de elevi, mii de dascăli și alt personal angajat și, în primul rând, trebuie să avem grijă de sănătate. Chiar dacă domnul ministru Sorin Câmpeanu, cel puțin pe mine m-a șocat cu ceea ce a spus astăzi la începerea ședinței de guvern, când a fost întrebat despre situația despre care vom vorbi și în această seară, trebuie să înțelegem că nu are legătură toaleta în curte cu calitatea educației, din moment ce mulți dintre noi am făcut performanță învățând în aceste școli. Adică fără toaletă, domnule doctor, înțeleg, da? Corect. Și continuă domnul Sorin Câmpeanu. Cred că este o dovadă, adică este o dovadă că există școli cu condiții insalubre în ceea ce privește partea sanitară, dar ea trebuie rezolvată. Ei bine, domnule ministru și doamnelor și domnilor care credeți că întrebările puse de mine astăzi și puse de foarte mulți părinți și chiar elevi, România educată înseamnă și spălatul pe mâini și toaletă cu apă curentă, chiar dacă este în fundul curții. Și peste tot, mai presus de tot, înseamnă respectul pentru cetățeni. Bineînțeles. Și respectul pentru noi înșine. Și trebuie să spun că prefectura Olt nu avea din luna februarie postate ultima postare privind ședințele de colegiu prefectural, acolo unde se adună toți reprezentanții instituțiilor de concentrate într-un spațiu care te adoarme, să prezinte raportările anuale sau periodice despre situația existentă, ca să vadă
puncte tari, puncte slabe, ca să vadă unde se află și ce este de făcut. Pentru că asta este una dintre atribuțiile instituției prefectului, da? Pe site-ul DSP-ul, pentru că n-am vrut să-i deranjez cu telefoanele, am intrat, suntem în era digitalizării, domnule doctor. Noi doi am fost de acord. Unii cred că nu suntem în era digitalizării, dar noi zicem că suntem cel puțin teoretic. Pe site-ul DSP-Olt în continuare se vorbește despre COVID, ceea ce nu este rău, dar ultima știre este, vorbește despre campania Protecția Solară, un pas important spre sănătate. În niciun caz despre situația școlilor, situația sanitară a școlilor, pentru că Direcția de Sănătate Publică dă avizele. Iar la Inspectoratul Școlar Județean este bulibășală mare, pentru că se vorbește prin târg că iar se schimbă conducerea. Domnule doctor, am aflat așa. Pentru că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții și este această dilemă a adeverinței medicale, a avizului epidemiologic, cine îl dă, cum îl dă și când îl dă? Și eu am aflat printre altele și o să spuneți noastră care, cum sunt situațiile, că în mediul urban există doar 17 cabinete școlare cu 17 medici angajați și cu 100 de asistente. Mi s-a spus că acoperă mai multe unități școlare, iar în mediul rural, adică în 108 localități, există doar două cabinete, la Osica de Sus și la Deveselu. Bravo primarilor, cred că primarii s-au ocupat de asta. Cu doi medici și două asistente. Cum vi se pare această statistică, domnule doctor? În primul rând, sunt foarte puține unități medicale la nivelul unităților de învățământ și lucrul ăsta se vede pentru că noi suntem asaltați și aglomerați de toate documentele care ar trebui în mod normal eliberate de către cabinetul de medicină școlară și de asemenea de faptul că atunci când există o patologie la nivelul unei unități de învățământ, toți copiii respectivi se îndreaptă către medicul de familie sau către camera de gardă, lucru care nu este deloc bun. Iar Direcția de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, sunt instituțiile care trebuie să se ocupe de medicina de prevenție, de educația sanitară și, bineînțeles, să dezvolte și acea rețea care exista pe vremuri de cabinete școlare, adică nu era școală în care să nu existe un cabinet medical, dar școlară, și, da. Și în cele mai multe și un cabinet stomatologic. Am și situația de la medicină dentară, există doar în mediul urban 13 medici și 12 asistente, pentru că într-un cabinet, de fapt, există două cabinete, pentru că într-un cabinet există doi medici. Doar în mediul urban. Deci, medicul de familie, adică dumneavoastră, domnule doctor, și colegii dumneavoastră, sunteți asaltați în aceste zile de părinți care vin să solicite avizul epidemiologic și diverse dacă acte, trebuie și dacă exact, nu trebuie, pentru exact. Că cine ar trebui să informeze, nu informează. Nu neapărat să nu o luăm așa. Trebuie fiecare conducător al unei instituții de învățământ trebuie să fie pus la punct cu legislația în vigoare. Acum, nu putem să așteptăm să ne vină tot timpul. Trebuie să fim proactivi, trebuie să căutăm și să fim puși la punct cu legislația în vigoare. Și legislația în vigoare nu este eliberată peste noapte. Este o legislație care este eliberată de un an de zile, timp în care putea să fie citită și paracitită de către toată lumea și adoptată de fiecare unitate de învățământ în parte. Problema este că unele unități de învățământ și-au însușit acest ordin și unele unități de învățământ au pus afișe că aceste avize nu trebuie eliberate la ieșirea din, la revenirea din vacanța copiilor, ieșirea din vacanță și intrarea, pentru ce să fie verificat în momentul în care la cabinet sunt pacienți bolnavi,
părintele trebuie să vină cu copilul ca eu să-i constat starea de sănătate și să-i eliberez acele aviz epidemiologic, în același timp să fie în același loc un pacient bolnav. Copilul riscând să contacteze o boală și va merge la școală și se va îmbolnăvi și va îmbolnăvi pe toți ceilalți doar pentru că a trebuit să obțină o hârtie pe care un ordin ne spune că nu este nevoie să o avem. Și suntem în cel de-al șaptelea val, cred, al pandemiei de COVID. Exact, unde sunt pacienți care vin și sunt pacienți care sunt cu COVID, care unii dintre ei sunt netestați, da? Și vin cu copilul sănătos ca să-i constat o stare de sănătate, contrar ordinului care este emis de către Ministerul Sănătății, în care ne spune, împreună cu Ministerul Educației, care ne spune că nu e nevoie de acea hârtie. Haideți să le spunem tuturor să se ducă direct la ordin. Ordinul este publicat în Monitorul Oficial 826, bis, din 30.08.2021. Deci iar trecut. Partea care reglementează acest lucru este anexa 16, care ne spune despre documentele necesare înscrierii sau transferului între unitățile de învățământ, iar ultima linie subliniată cu un scris mai mare spune că la revenirea din vacanțe nu se va solicita preșcolarilor și elevilor avizul epidemiologic, acea hârtie pentru care părinții trebuie să-și rupă din timpul lor, să plece de la serviciu sau să se grăbească după ce pleacă de la serviciu să prindă medicul în program, să ia o hârtie care este inutilă. Ați avut multe situații de acest gen? Aveți multe situații de acest gen? Sunteți asaltați în ultimul timp? Bineînțeles. Pentru că este și un timp este în care... Este un timp exact, avizul determinat. Este valabil 24 de ore, cu excepția faptului că atunci când este dat vinerea, poate fi luat în considerare pentru că sâmbăta și duminica nu se lucrează, în ziua de luni, da? Și trebuie dat cu o dată cât mai aproape, într-o zi lucrătoare, ca să fie valabil. Iar chestia asta se întâmplă pentru luni, într-o zi de vineri. Într-o zi de vineri, toată activitatea la cabinet ar trebui sistată și toată lumea ar trebui să facă doar avize epidemiologice, care nu sunt necesare. Și ce faceți? Ce le spuneți părinților, bunicilor? Le spunem că nu este nevoie. Le dăm ordinul. Mai sunt unii conducători de instituții care nu sunt de acord cu acest lucru. Unități școlare. Nu sunt de acord cu acest lucru. Se gândesc că știu mai bine, chiar cu ordinul în față. Am avut astăzi un caz mai special, o unitate privată de învățământ. Din Slatina? Din Slatina, da. Doamna director a fost foarte indignată în momentul în care i-a spus că nu este legal să ceară acest lucru și mi-a spus că ea vrea să-l ceară pentru că ea este instituție privată și nu se supune legilor românești. Deci să lămurim situația și instituțiile private de învățământ. Instituțiile private se supun acelorași ordine pentru că, ce să vezi, toate instituțiile private sunt acreditate, nu? Că dacă nu putem să funcționăm. Acreditate de Ministerul Ministerul Sănătății și Ministerul Educației. Da? Când ordinul este comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, în care ne spune clar, tu ca director de instituție nu poți să contești acest ordin. Și cum s-a încheiat convorbirea? Doamna a fost foarte indignată și bineînțeles urmă, că a trântit telefonul și cu chestiile astea care de superioritate, cu aer de superioritate, eu sunt conducătorul plantației mele și toată lumea trebuie să facă ce spun eu. Nu, toți trebuie să ne supunem, trăim într-o țară democratică, considerăm noi, și toți ar trebui să ne supunem, considerăm în noi. În democrație unii au înțeles că fiecare face ce vrea în democrație. Nu, trebuie să ne supunem acelorași legi și trebuie să ne gândim la toată lumea și la toți apropiații noștri. Nu trebuie să ne gândim numai la noi și numai la căciula noastră. Trebuie să ne gândim la toți ceilalți. De asta trăim într-o țară democratică. Deci cum trebuie procedat, domnule doctor? În primul rând, dacă copilul se înscrie la grădiniță, da, pentru prima dată, are nevoie de adeverință de înscriere în colectivitate, conform anexei 16 modelul 1, împreună cu avizul epidemiologic și dovada de vaccinare care este eliberată de către medicul de familie. Și este normal să fie așa. Pentru că medicul de familie are vaccinările acelui copil.
Și asta se întâmplă în fiecare an, de exemplu, acum este cazul unei grădinițe, da? Pentru înscrierea la grădiniță. Da. Doar pentru înscriere. După aceea, nu vom mai avea treabă cu aceste documente. Da? Pentru că ne spune că la revenirea din vacanță nu e nevoie. Avizul epidemiologic se solicită doar în cazul în care copilul respectiv a lipsit 3 zile de la școală. Da? Sau de la grădiniță, a fost da? Bolnav. Că e școală, că e grădiniță. În momentul acela se va solicita acest aviz epidemiologic. Asta este singura condiție. Sau mai sunt unele tabere de studiu, da, care ne spun așa. După o perioadă de absență din colectivitate de cel puțin 3 zile consecutive sau la plecarea în tabere sau vizite de studiu. Și atunci se vor solicita aceste avize. Altfel, nu este cazul să le solicităm. În fiecare an, deci un copil este înscris în colectivitate, într-o grădiniță, vorbim da. Acum de cazul unei grădinițe, da. Pentru că înțeleg da. Că vom vorbi și despre primară, și despre gimnaziu, și despre liceu. Exact. Intrarea în aceste forme de învățământ. Se termină anul și în următorul an educațional trebuie un nou aviz. În următorul an educațional nu mai este nevoie de aviz, pentru că acel copil vine din vacanță și nu are nevoie de acest aviz. Dar celelalte dar acte, poate fi bolnav, celelalte nu? Acte rămân în custodia școlii, pentru că au fost eliberate odată, sau a grădinței respective, care ar trebui să aibă o asistentă și un medic. Deci la grădinițe e obligatoriu, așa știu, că trebuie să existe un medic și... Un medic și asistentă da. Care să centralizeze aceste documente. Aceste documente, dacă instituția respectivă are un medic și un cabinet, în momentul în care copilul se transferă, nu mai este cazul să mai vină la medicul de familie să-și ridice aceleași documente. Pentru că acele documente există la cabinetul școlar sau la cabinetul grădiniței. Și dacă nu există aceste cabinet? Aceste documente trebuie date în respectivul caz în care nu există cabinet, lucrurile se vor răsfrânge asupra medicului de familie, care acesta va trebui să elibereze din nou aceleași documente pentru a înscrie copilul la o altă instituție de învățământ. Deci la înscriere în colectivitate și la transferul într-o altă instituție într-o altă de instituție. Învățământ. Da? Cum este la clasa 0? La clasa 0, la înscrierea în clasa pregătitoare, dacă elevul a frecventat o grădiniță în care există cabinet medical școlar, fișa medicală de la grădiniță și adeverința medicală conform modelului anexei vor fi eliberate de medicul școlar al grădiniței frecventate. Practic, copilul, dacă este la o grădiniță care are un cabinet medical, nu trebuie să se întoarcă după aceste documente la medicul de familie. Nu este necesar. Nu s-a întâmplat niciodată chestia asta. Tot deci toți la vin la dumneavoastră. La mine. La, pentru că și colegii nu noastră. Există cabinete de medicină școlară, iar atunci când există, aceste documente dispar. Cum adică dispar? Nu mai există. Păi unde se duc? Nu mă întrebați într-o pe mine. Arhivă, într-o... Acest lucru l-am întrebat și eu, am întrebat și eu părinții și au spus, nu știm, am venit la dumneavoastră. Dar, domnule doctor, încă o dată repet, suntem în era digitalizării și din câte știu eu avem și un minister al digitalizării. Și de la 1 ianuarie vorbim despre eliminarea birocrației. Adică există un CNP. Da. Deci, teoretic, toată lumea din țara asta, deși sunt și persoane care nu au documente de identitate, da. Sunt, dar există. Foarte puține. Există. Da? CNP-ul este ca amprenta, da? Corect. Odată intrat în sistem... Cum este registrul electronic al pacientului, să zic, sau toate exact. Instituțiile trebuie să fie legate între ele și să afle informațiile, bineînțeles cu păstrarea confidențialității, unde sunt există, niște reguli da. Foarte drastice, chiar sub incidența penală. Corect. Da? Păi n-ar trebui să funcționeze așa? Ce ziceți? Aveți vreo idee că... Da, lucrurile ar trebui să funcționeze, dar la noi nu funcționează chestia aceasta. Și nu înțeleg de ce unii colegi de-ai noștri, în momentul în care au aceste documente, nu le folosesc și nu reușesc să implementeze acest ordin care spune că lucrurile sunt destul de clare și să nu încercăm să mai plimbăm acești copii
unde la cabinetul medicului școlar nu există atât de multă patologie cât există la cabinetul unui medic de familie. Și că de spuneți ce să... unii dintre colegi, la cine vă referiți? Nu mă refer, mă refer la colegii de la medicină școlară. La colegii noștri medici, medici de medicină școlară, care ar trebui... Deci ați avut cazul în care cei de la cabinetul școlar i-au trimis pe părinți să ia avizul de la medicul de familie. Exact, exact. Păi poate și s-au pierdut documentele pe drum, nu știu ce să mai zic. Eu încerc, doctor, să am o foarte mare grijă de documentele pacienților și să-mi fac în acest fel un flux în care informația să rămână strict într-un laptop, strict undeva unde are acces, au acces doar persoanele autorizate. Și la aceste cabinete ar trebui să existe un fișet, ceva, unde să colecteze niște documente, se numește fișa pacientului. Da? Să colecteze aceste documente și în momentul în care copilul schimbă instituția de învățământ sau termină un ciclu și se transferă către celălalt ciclu la aceeași instituție de învățământ sau la o altă instituție de învățământ, aceste documente trebuie să-l însoțească. Așa mi se pare normal. Așa spune și acest ordin. Și eu aș vrea o implementare a acestui lucru. Cabinetele școlare să încerce să implementeze acest ordin și să încerce să ne degreveze pe noi de a încerca să împreunăm acești pacienți sănătoși, da, pe care noi trebuie să-i examinăm pentru a le oferi acest document. Asta voiam să vă întreb. Nu eliberați o hârtie doar așa? Trebuie să-l vedeți pe copilul respectiv, da? Să-l consultați. Exact. Aceste avize se eliberează în urma unui consult medical. Legea ne spune acest lucru. Dar este inuman să încercăm să împreunăm acești pacienți care sunt afirmativ sănătoși, da? Că nimeni nu e nebun să-și ducă copilul cu 40 febră la școală, da? Împreună cu pacienți care pot fi cu boli virale, pot fi cu o varicelă, pot fi cu COVID, că suntem în era COVID, da? Și s-a observat că virusul are niște mutații care îi afectează mai mult pe copii decât și până transmit mult acum mai ușor copiii către adulții sănătoși, da? Către părinții lor, că se iese împreună în colectivitate. Noi ca adulți, noi mai știm să ne protejăm. Copiii nu știu să se protejeze. Copiii se duc și interacționează unul cu celălalt. Noi încercăm oarecum să păstrăm o distanță unul față de celălalt. Vedem când un copil este un adult este bolnav și încercăm să nu ne apropiem atât de mult de el sau ne punem o mască. Lucruri pe care copiii nu le știu și ei interacționând între ei pot să transmită și să se îmbolnăvească și să transmită mai departe orice fel de boală. Mai departe, în gimnaziu, trece în clasa a cincea, da? Să zicem nu, în la clasa an, pregătitoare. În fiecare an, acolo unde nu există cabinete medicale școlare și trebuie să vă întreb dacă ați avut discuții înainte de a răspunde la această întrebare, dacă aveți întâlniri cu colegii din rețeaua școlară, cu n-am. DSP-ul, cu Colegiul Medicilor, nu știu, cu niște entități care pot să pună la punct toată această situație, să se petreacă lucrurile exact așa cum trebuie, să nu am vă avut, mai aglomereze. Nu am avut întâlniri cu colegii de medicină școlară, mi-aș fi dorit să avem aceste întâlniri și să încercăm să le punem și să găsim o soluție. Există un compartiment de medicină școlară și la Direcția de Sănătate Publică. Cred că ar putea să mijlocească. O să sun acolo să întreb și eu, o să sun din nou, o să-i stresez. Da. Trebuie să se facă ceva, trebuie să aibă cineva odată inițiativa. Deci, acolo unde nu există cabinete școlare, deci să zicem că, teoretic, să zicem că acolo unde există cabinete școlare, lucrurile decurg cum trebuie și nu-i mai trimit medicii școlari pe părinți să ia avizul epidemiologic de la medicul de familie. În fiecare an din clasele 0-4 trebuie acest aviz? Nu. Nu ne spune clar că acest aviz se folosește doar în cazul în care copilul lipsește de la școală. El nu este necesar la întoarcerea din vacanță. Deci,
Inclusiv vacanța de vară, care este mai lungă. Toate vacanțele, inclusiv. Nu este necesară acesta vize. Dar în clasa a cincea? Deci intrăm, terminăm cele cinci clase. Se spune așa, la înscrierea în clasa pregătitoare, dacă elevul a frecventat o grădiniță în care a avut acest fișa medicală de la grădiniță și o adeverință conform modelului din anexă, sunt eliberate de medicul școlar al grădiniței frecventate. Dacă elevul a frecventat o grădiniță care nu are acest cabinet, adeverința de înscriere în colectivitate împreună cu dovada de vaccinare va fi eliberată de către medicul de familie. Și am terminat cu înscrierea. Da? După aceea spune că la înscrierea în clasa a noua... A, deci în primară și gimnaziu... Ordinul așa ne spune, da. Anexa 16 așa ne spune. E clar. La înscrierea în clasa a noua, dacă elevul a frecventat o școală în care există cabinetul de medicină școlară, fișa medicală de la școală și adeverința conform modelului mai sus menționat, sunt eliberate de către medicul școlii. În cazul în care nu există cabinet medical, va fi eliberată împreună cu dovada de vaccinare de către medicul de familie. Iar în cazul în care există transferul dintre diferite unități de învățământ, dacă preșcolarul a frecventat o unitate de învățământ cu cabinet medical propriu, fișa va fi eliberată de către medicul școlar, dacă nu, fișa împreună cu adeverința de vaccinare de către medicul de familie. Iar în această anexă se stipulează clar, este scris cu litere mai mari, subliniat, iar cuvântul nu este scris cu diacritice, ne spune că la revenirea din vacanțe, nu contează care dintre vacanțe este, că pot fi vacanțe de Paște, acum am înțeles că s-a... Deci nu se interpretează, nu? La revenirea din vacanțe, nu, cu diacritice, se va elibera sau se va solicita preșcolarilor și elevilor aviz epidemiologic. Oricum se schimbă structura anului școlar, se va din schimba, nou, exact, da? Da. Și atunci iar avem, nu știu ce... Câte vacanțe, nu contează câte vacanțe vor fi... La revenirea din aceste vacanțe nu se va solicita sub nicio formă acest aviz. Trebuie să fac o paranteză și vreau totuși să-i mulțumesc domnului prefect Florin Homorean pentru că a reușit după ora 15:30 să convingă pe cineva să posteze și în 3 ore s-a întâmplat asta, toate materialele ședințelor Colegiului Prefectural, de acolo de unde nu numai presa, toată lumea poate să intre pe site-ul instituției Prefectului Județului Olt și să afle toate informațiile, pentru că toate instituțiile deconcentrate ale statului sunt obligate să prezinte să-și prezinte activitatea, așa cum spuneam, anual sau trimestrial, semestrial, după cum solicită prefectura. Deci sunt toate materialele, inclusiv luna iulie, mai puțin luna august, deși ședința Colegiului Prefectural a avut loc ieri, așa că toți colegii din presă care vor să obțină, sau alte persoane care vor să obțină informații, să știți că mâine, așa a promis domnul prefect, informațiile de pe luna august, și este vorba nu numai despre ședințele Colegiului Prefectural, este vorba despre... Acolo este prezentată starea nației, cu puncte tari, puncte slabe. Desigur, există și documente clasificate, dar acelea nu se pun pe site. Informațiile pe luna august și la ședințele Comisiei de Dialog Social, care ar trebui să fie foarte importante, și la alte comitete și comisii, toate dialogurile, toate discuțiile pentru bunul mers al comunității. Sper că le vom găsi acolo. Am făcut această paranteză necesară pentru că... și vreau să fac o reclamă gratuită instituției prefectului. Nu există IT-ist, aceasta a fost scuza, deci nu există IT-ist, pe vremuri era. Sunt multe informații foarte vechi, dacă cineva vrea să afle ceva despre județul Olt, starea socială, din toate punctele de vedere, economic, sănătate, educație, turism, orice altceva, nu găsește. Situația actuală. Domnul prefect zice că e salariu foarte mic.
Eu știu că salariile la stat sunt bune, chiar foarte bune, domnule doctor. Și eu zic să se scoată la concurs acest post de ITist și poate se angajează cineva și atunci o să avem... Poate multe persoane consideră... Noastră, ce credeți? Este important să găsim în timp util informațiile pe site-urile instituțiilor? Acum, după cum știm din vechi timpuri, a fi informat, a fi înseamnă un om puternic. Da, unii spun așa, politicieni spun așa, cine deține informația deține Deține puterea. puterea, exact. Tocmai de aceea, eu cred că cel mai bine ar fi să fim informați. Că ar fi bine să avem acces la această informație și să ne o filtrăm singuri și să ne luăm informațiile Să de gândim care. cu capul nostru, nu? Exact, și să ne luăm informațiile de care avem nevoie. Sunt unele informații de care nu avem nevoie, dar a nu avea acea informație înseamnă că la un moment dat nu vei putea să iei cea mai bună decizie neavând informația. Iată, aceasta este esența. E complicat? Nu este complicat deloc. Este foarte simplu. Domnule doctor, ce afecțiuni nu permit intrarea în colectivitate? Bolile infecțioase, în primul rând, nu permit intrarea în colectivitatea copiilor. Chiar și o simplă, zic eu, simplă conjunctivită, nu? Și aceasta Care e poate fi, infecțioasă, nu? exact, poate fi virală și se poate transmite la ceilalți copii și o să avem o clasă de copii cu ochii roșii și cu ochii lipiți. Și acest lucru poate fi un impediment în accesa colectivitatea. Aceste decizii sunt luate de către medicul curant sau de către medicul de familie pentru fiecare caz în parte. Care sunt analizele care se fac de obicei atunci când, pe baza cărora se emite un aviz epidemiologic? Acel exudat faringian, Este coprobacteriologic, coproparazitologic, ce mai? Știu că ex astea erau Da, clasicele. erau clasicele și încă sunt clasicele, dar aici se referă doar la o etapă, la etapa de admitere în grădinițe. După aceea nu se mai cere acest lucru. Cel puțin la înscrierea în clasa 1, clasa 0 acum, nu se mai cer aceste lucruri. Este un ordin mai vechi care stipulează acest lucru. Era la un moment dat și testarea pentru tuberculoză, lucru care acum în zilele Exista noastre, un screening, se da, făcea microradiografia pulmonară, erau amendați, asta până în 1990, da, adică. este un ordin mai vechi care nu a fost updatat pentru acest lucru, încă este în vigoare acest lucru. Și asta ne-a adus pe primul loc în Europa și printre primii în lume la cazurile de tuberculoză, nu? Exact. Tuberculoză pulmonară, în Pulmon. special, Exact. pentru că mai există și alte forme de tuberculoză. Vorbim despre sănătatea copiilor, dar cadrele didactice și personalul, celălalt personal angajat din instituțiile școlare, trebuie să aibă celebrele carnete de sănătate. Și nu numai, dar acum vorbim doar despre domeniul învățământului. În mod normal, așa ar trebui să Și le fie și eliberează fiecare. medicul de familie? Nu, sunt eliberate de către medicul de medicină a muncii. Există și noi, ne testăm anual și ne facem anual anumite analize și ne vizăm un carnet de sănătate pentru fiecare angajat. Deci este încă în vigoare. În ce constă această testare? Această Pentru test. că știți că au fost cazuri mediatizate de cadre didactice cu tuberculoză pulmonară, care se transmite destul Se de transmite destul de ușor, având ușor. în vedere că interacționează foarte mult cu copiii și în Și mono stau mult într-o incintă, stau da? mult în aceeași incintă, Neaerisită chiar. respiră același aer. Trebuie să ne gândim acum că în perioada verii mai există posibilitatea de a deschide geamul. Dar în perioada anotimpului răcoros, când toată lumea stă cu geamurile închise și încercăm să ne încălzim cum putem, că ați văzut că în momentul de față este din ce în ce mai greu să ne încălzim, dar
toată lumea va respira același aer, riscul de transmitere fiind foarte mare. De aceea este necesar ca toate cadrele didactice să aibă o stare de sănătate bună ca să nu poată transmite. Asta nu înseamnă că nu pot să se îmbolnăvească și ei la rândul lor de la copii. Dar trebuie să aibă o stare de sănătate bună, să nu poată să dea ei copiilor și având o stare de sănătate bună și un sistem imunitar bine pus la punct, nici să nu pescuiască de la cei mici. Că este destul de ușor să pescuiești de la cei mici o viroză sau orice altceva. Deci, medicul de medicina muncii este cel care eliberează aceste avize. Medicul de medicina muncii care supervizează aceste carnete. Da? Care se duc... Există foarte multe policlinici care au un departament special care se ocupă de acest lucru. Ați venit în Slatina, ați preluat pacienții domnului doctor Păunescu. Da. Da? Sunteți de câțiva ani... Din 2018 sunt. Iată, ați intrat deja în al cincilea an de... Nu? Da. Cum a fost evoluția bolilor copilăriei și fac aici referire și la discuțiile pro și contra vaccinare. Acum, că dumneavoastră vorbeați de informare și de informație, este atât de multă informație încât unii dintre noi nu știm să o filtrăm. Și există acest complex de a încerca să fii altfel și a încerca să fii diferit și a crede că toată lumea vrea să-ți facă rău și s-au ajuns la niște teorii ale vaccinării cum că îți poate face mai mult rău decât bine. Noi trebuie să înțelegem un singur lucru că prin... Mai nou că ți introduce un chip și... Sunt foarte multe informații. Îți preia gândurile. Mai avem puțin, da. Și o să avem legătură directă cu Bill Gates. Da. Sunt foarte multe teorii. Exista la un moment dat o teorie a conținutului de aluminiu. În această... Era o sare de aluminiu care era folosită pentru conservarea... Dar aceea este de uz medical, nu? Nu înțelege chestiile astea. Adică atâta timp cât există aur coloidal și argint coloidal și alte... Și ne ducem și bem șampanie cu foiță de aur și nu avem nicio treabă și... Sau prăjiturile cu foiță exact, de aur, da? Exact. Lumea nu înțelege pentru că au acces... Înainte nu aveam acces la informație și acum au acces la prea multă informație care nu reușesc să o filtreze și nu au un grad de pregătire care să-i ajute să poată filtra această informație și își poate alege una dintre tabere. Deci, domnule doctor, cum mă gândesc că vaccinarea este încă din antichitate, când da. Se lua dintr-o rană, din pustula, și se, așa, exact. Și se inocula, deci oameni luminați care au înțeles că era tot o formă de vaccinare, nu? Noi trebuie să înțelegem că speranța de viață în ultimii ani a crescut foarte mult. Dacă pe undeva prin anii 1900 și ceva aveau o speranță de viață de undeva la 40 de ani, da, pe la 1800-1900, citisem un document la un moment dat, speranța de viață a crescut încât noi ajungem pe la 87. Speranța de viață în România, când fă undeva... A scăzut în ultimul 2000, timp, da. În ultimul timp, pe la 2014, când citeam eu ultimele review-uri, era undeva la 78 de ani. Pentru femei? Și 74 sau pentru bărbați. Da, da? Cam așa știu și eu, da. Da, pentru bărbați, care este... Să mă ierte Dumnezeu, dar e o viață de om. Să vedem acum recensământul ăsta ce vom vedea arată, exact. Pentru că sunt niște... Au o foarte mare importanță Bineînțeles. Aceste Și dacă vrem să trăim mai mult și mai sănătos, este bine să ne menținem această stare de sănătate. Cum ne putem menține această stare de sănătate? Păi, trebuie să nu ne îmbolnăvim de gripă, că la unii dintre noi la o vârstă mai avem și un diabet, poate mai avem și afecțiuni cardiace, poate mai avem și afecțiuni neurologice, da? Și trebuie să avem grijă de noi. O gripă te poate duce un antidiabetic oral, te poate duce ca diabetic la o insulină pe perioada tratamentului, da? Nu spun că ne poate omorâ. Deci gripa
agravează agravează simptomele care le afecțiune avem, o afecțiune existentă. Cronică. Da. Da? De asta se caută prin programele naționale de vaccinare și cel puțin pentru vaccinarea gripală, se încearcă aceste clase de risc, da? Acești pacienți cu risc, pacienții cronici, să fie vaccinați tocmai pentru a fi protejați. În primul rând și după da. Aceea pentru celelalte categorii. Ajunge, exact, pentru a nu ajunge la spitalizare. Am ajuns la pauza publicitară. Sigur. Peste câteva minute revenim la discuția cu domnul dr. Dorian Costescu. Sigur. Am revenit la discuția cu domnul dr. Dorian Costescu, medic de familie, și discutam despre vaccinuri și vaccinare, domnule doctor. Refuză în continuare mulți părinți să-și vaccineze copiii? Și care sunt schemele de vaccinare la ora actuală? Schemele de vaccinare au inclus din 2017 un vaccin care în celelalte țări era era uzitat și era folosit, se numește vaccin pneumococic. Uh-huh. Da? La noi a fost introdus în 2017, cred că prin august, dacă nu mă înșel, în schema obligatorie de vaccinare. E un lucru foarte bun. Domnul doctor Păunescu înainte chiar sfătuia părinții să facă acest lucru, iar eu sunt vehement să facă. Care te apără împotriva? Care te apără împotriva meningitei, împotriva pneumoniilor, care aceasta este și cu acest microb, pneumococul, da, nu? Pneumococul, da. Care poate da otite, poate da pneumonii, poate da meningite în stare excepțională. Deci este în continuare în schema națională este de... în schema națională de vaccinare. Și da. Avem de a face cu foarte multe cazuri de hepatită. Știu că vaccinul împotriva există hepatitei B. Există vaccinul împotriva hepatitei B, care se face prima doză în instituția spitalicească unde copilul s-a născut. După aceea va fi la 2 luni primul rapel, după aceea la 4 luni și la 11 luni vaccinul de hepatită B, care este inclus într-o altă seringă cu încă alte 5 vaccinuri. Se numește vaccin hexavalent. Hexavalent. Da. Pe lângă acesta, în aceea schemă de vaccinare, la 2, 4 și 11 luni este vaccinul pneumococic cu 3 doze de administrare. După aceea, la vârsta de 12 luni este vaccinul rubeolă, rujeolă, oreion și până la vârsta de 5 ani nu mai avem niciun vaccin obligatoriu. La vârsta de 5 ani avem un vaccin, același vaccin se repetă, rubeolă, rujeolă, oreion. În momentul de față, în schema de vaccinare, deși Ministerul Sănătății ne-a permis să facem acest vaccin, chiar de la vârsta de 5 ani este vaccinul tetravalent, iar după aceea, la 14 ani, vaccin încă o dată obligatoriu, difterie, tetanus și pertussis. Pentru... Știu că unele se cumpără și au fost și probleme în aprovizionare, nu s-au găsit. Vaccinurile care se cumpără în momentul de față sunt vaccinurile care sunt opționale, și anume hepatită A, varicelă și meningită, fie meningococul ACW și Y, fie meningococul de tip B. Deci dacă vrei să-l faci bine, dacă nu, nu, n-ar trebui exact. Introduse în... Multe introduse trebui, obligativitatea, domnule doctor. Multe ar doctor. Trebui făcute obligatoriu, numai că statul român momentan nu își poate permite să introducă aceste vaccinuri care nu sunt deloc ieftine, dar pentru sănătatea noastră noi ar trebui să ne preocupăm și să ne vaccinăm copiii, chiar și pe noi, cu aceste vaccinuri. Păi dacă statul este... român și-a permis să cumpere atâtea doze de vaccin împotriva COVID care nu au fost utile, eu cred că s-ar putea găsi bani, dar aceasta este opinia mea. Mai există încă un... Da? Mă scuzați spuneți? Că vă întrerup, mai există încă un vaccin. Vaccin... Dacă aș putea să spun un vaccin pe care eu insist ca părinții de fete, cum și eu sunt părinte de fetă, de fată și mă gândesc la viitorul copilului meu, vaccinul împotriva cancerului de col uterin, acel HPV, care a fost acea campanie prin 2008, care a fost un eșec total,
din cauza acestor asociații antivaccinare și de aceea ministerul în momentul de față oferă aceste doze doar pe bază de cerere. Și eu tot timpul am sfătuit părinții de fete care au depășit vârsta de 11 ani să facă o cerere pentru a-și vaccina copilul împotriva cancerului de col uterin. Deși ei sunt... Aveți putere de convingere? Care este adresabilitatea? Eu tot timpul am... Deci v-ați vaccina... Aveți o fetiță, da? Da, eu mi-aș vaccina fetița. Nu are vârsta necesară. Nu are vârsta, dar când va veni timpul... Cu siguranță va fi vaccinată. Eu sper să apară cel cu mult mai multe tulpini. În momentul de față este cel cu 9 tulpini. Eu sper să apară cu cât mai multe tulpini ca să ofer o protecție copilului meu. Eu mă gândesc... acel papilomavirus sau... Exact, da? Human papilomavirus, care este transmisibil prin contact, pe cale sexuală, prin da? Contact sexual. Sunt foarte mulți pacienți, există foarte mulți infectați cu acest virus, human papilomavirus. Și nu știu. Există, exact, există anumite tulpini care dau acel cancer de col uterin, dar restul tulpinilor nu au fost studiate suficient. Există până la momentul respectiv, cred că în jur de 50 și ceva de tulpini descoperite și încă se lucrează și nu se știe, se știe doar că există anumite tulpini, cum este 14 și 16, care au un risc mare carcinogen, dar pe măsură ce se înaintează cu cercetarea, se vede că și celelalte tulpini au o anumită incidență în acest cancer de col uterin. După acea perioadă de negare aproape totală, v-am întrebat care este adresabilitatea acum? Se vede o evoluție? Se vede o evoluție, dar eu consider și tot timpul le spun pacienților, părinților pacienților mei, că eu am doar copii foarte puțini care au depășit vârsta de 18 ani, mai rămân la mine pentru că sunt foarte mulți copii și mie îmi plac cei mici, îmi plac foarte mult cei mici, ei nu știu să spună mare lucru și îmi place să-i iau, să-i gâdil, să-i întorc pe toate părțile și să văd ce... Îmi place să-l văd cum evoluează de mic până când devine adult. Și totdeauna îi sfătuiesc să-și vaccineze copiii și să considere chestia asta o investiție în copilul lui la fată ca o zestre pe care i-o dă. Să considere chestia asta o zestre. Și am avut cazuri în care înainte să fie băgat în program, părinți care au mers și și-au cumpărat vaccinul, care nu este deloc ieftin. Deci vaccinul se cumpără? A fost și gratuit? Este gratuit în programul național de vaccinare, dar până să fie gratuit, au fost părinți care au dat foarte mulți bani să-și vaccineze copilul. O singură doză era în jur de 660 de lei și pentru anumiți copii era nevoie de 3 doze. Vă dați seama că 2000 de lei nu este o sumă de neglijat. Și vaccinul, cu toate astea și-au făcut. BCG-ul se mai face, se spune că sigur noi românii am fost mai rezistenți la datorită COVID, faptului, datorită faptului că este o teorie, la naștere. Exact. Se mai face și acum? Sigur că da, se face la naștere. Și apoi știu că la gimnaziu, pe la 13-14 ani, se făcea acel intradermoreacția. IDR-ul, intradermoreacția. Este vorba despre vaccinul împotriva tuberculozei. Da. Tuberculoze în general, în nu mai pulmonară. În momentul de față nu mai există acest program. Există doar vaccinarea BCG, care este obligatorie în momentul nașterii sau la câteva zile de la naștere, în funcție de copii. Și acesta este un vaccin pentru toată viața, nu? Este un vaccin care va dezvolta o imunitate pentru toată viața. Mai avem doar 4 minute, spune colegul meu, și mai am două întrebări. Aș avea mai multe, dar în seara asta ne oprim aici. Cum procedați când un părinte solicită scutirea de efort fizic, de sport? Sunt mulți solicitanți pentru că... Există solicitanți. În ultima vreme, din ce în ce mai puțin solicitanți, dar eu tot timpul am încercat să le spun părinților că fiecare dintre noi am făcut sport și nu s-a întâmplat nicio problemă și având în vedere obiceiurile nesănătoase și alimentația la care suntem supuși în zilele de astăzi, ar fi mai bine ca ai noștri copii să facă
efort fizic. Pentru că ei nu mai sunt obișnuiți să mai facă efort fizic, sunt obișnuiți să iau o tabletă sau un telefon în brațe. Tabletele nici nu mai există. Telefoanele, calculatoare le-au dat deoparte, folosesc cel mai mult telefonul, capătă această poziție adunați ca o virgulă, îmi place mie să spun, din cauza telefonului și nu mai fac efort fizic. Și încep să pună la dar kilograme. Dar sunt și afecțiuni specifice. Exact. La mâini, am înțeles, exact, la coloana există vertebrală. Sindrome de tunel carpian pe care le fac. Pur și simplu mâna cauza devine încleștată, nu? Exact, da, devine încleștată și există un tremor al mâinii, există de asemenea o imposibilitate de flexie controlată a mâinii din cauza supra-solicitării anumitor degete și anumitor articulații. Și ochii? Nu mai discutăm de ochi. Discutăm altă dată, dar o să chem și un specialist, bineînțeles. Din ce mai mulți copii ajung să poarte ochelari, deoarece se uită la niște ecrane mici, încearcă să citească de pe ecrane mici. Cu luminozitate foarte intensă. Foarte, foarte intensă și atunci este normal să ne deranjeze la ochi și din ce în ce mai mulți copii să poarte ochelari. De asta spun că nu mai discutăm de partea de oftalmologie și implicațiile pe care le are. Voiam să vă întreb și despre, am întâlnit foarte multe cazuri de diabet la copii, dar vom discuta cu altă ocazie și cu un medic specialist, dar toți trec pe la medicul de familie întâi și medicii de familie cunosc foarte bine situația. Pentru că, din păcate, de cele mai multe ori, medicii de familie sunt copleșiți de trimiterile, de hârtiile pe care trebuie să le întocmească și am înțeles că se schimbă regulile. Doamne ajută! Ca o concluzie, domnule doctor, cum procedați dumneavoastră ca părinte pentru sănătatea copilului dumneavoastră? Vorbeați despre acea zestre pe care de care trebuie să avem grijă, pe care trebuie să le construim în fiecare zi, pentru că nu ne dorim să trăiască cât mai mult și să fie sănătoși, că corect, dacă nu sunt sănătoși. Corect. Trebuie să interacționăm cât mai mult cu copilul nostru, trebuie să le oferim copiilor noștri un exemplu, trebuie să ne purtăm așa cum am vrea să vedem copilul nostru să se poarte în societate. Trebuie să avem grijă să interacționăm cât mai mult cu copilul nostru, lucru care la mine, prin prisma a ceea ce fac, nu se întâmplă și regret acest lucru, dar trebuie să interacționăm cu copiii noștri, trebuie să învățăm, trebuie să le oferim noi o viziune asupra viitorului, deoarece copilul își copiază foarte îndeaproape părintele și noi trebuie să avem obiceiuri sănătoase ca la rândul cu nostru copilul să ne poată copia aceste gesturi. Sau să dacă nu-l are pe părinte aproape, copiază alte modele, exact, care modele pot fi negative. Care pot fi negative. De aceea, cum ne-ar plăcea nouă copilul nostru să fie peste ani și ani, ar trebui să fim noi în momentul acesta. Adică să-i oferim copilului nostru un acces la o alimentație sănătoasă, un program sănătos care să îl vadă și pe care să-l și însușească și să-i oferim un set de valori pe care copilul nostru să le preia și să și le însușească. S-a terminat timpul, domnule doctor, din păcate. Vă mulțumesc foarte mult. Suficient. Vă mulțumesc foarte mult. Cu drag. Vă mulțumesc și dumneavoastră, oameni buni. Emisiunea Perfectul Simplu din această seară se încheie aici. Sper că v-a fost de folos. Și mie mi-a fost de folos. Învăț tot timpul, tot timpul. Această emisiune o puteți vedea în reluare sâmbătă la ora 18. O puteți găsi și pe site-ul www.oldtv.ro. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, a copiilor și a nepoților dumneavoastră, pentru că este cea mai prețioasă, și de educație, bineînțeles, pentru că sunt legate toate. Dacă suntem educați, suntem bine informați, suntem și sănătoși la minte și la trup. Până miercurea viitoare, toate cele bune!